Bună ziua, dragi prieteni, și vă salut, prietenii canalului Ferma Grădina Bio. Aici îl avem pe porumbelul de la porumbelul Robert, care cântă și el. Porumbița pe care v-am zis eu în episodul anterior, că are episodul anterior de la porumbei, că am scăpat-o din greșeală încercând să fac ceva la ușă. Nu s-a întors, o mai aștept. Dacă a ajuns cumva la vreunul din vecinii mei, sigur îi va da drumul. Aici avem o pereche jos. Mă uitam și de ouțe, ceva, vreo treabă, vreo șmecherie. Se pare că nu. Ta-da! Ia uitați ce avem astăzi pentru porumbei. Vom face ceva foarte interesant, o să vedeți. Este vorba de calciul la porumbei. Eu le mai dau așa o coș de ouă, bineînțeles, pentru calciu. Îi ajută la, în special la formarea. Astea nu sunt chiar foarte, foarte uscate. În mod normal trebuie să le lăsați să usuce, sau cel puțin așa fac eu, le las să usuce câteva zile, după care le sfărâm așa ușor cu mâna și le las la porumbei. O să vedeți, o să vin aici în curând să mănânce. Am încercat să le fac așa cât mai mici, mai multe. Bine, mulți dau calciu la porumbei. Eu fac sincer treaba aceasta. Mi este mai la îndemână și mai simplă de făcut. Și mi se pare, cred că, și mai natural. Ideea ar fi să nu vadă porumbei ouăle întregi, pentru că așa se zice, încă nu sunt sigur dacă așa este, că își pot ciocăni după aceea ulterior ouăle și le pot mânca. Aștept să se apropie, eu le-am pus aici în partea opusă în care și s-au strâns acolo. Mai am aici câteva ușoare. E foarte greu cu o singură mână să mă descurc, dar fac tot posibilul. Așa. Și cu asta am terminat aici situația. De fapt, ouăle mai din spate erau mai uscate. Eu așa le dau, nu știu dacă este recomandat sau nu. Așa le-am dat mereu, nu s-a întâmplat nimic, ba din contra am avut rezultat. Acum nu vă zic nici să faceți ca mine, nici să nu faceți. Și ăștia de aici de jos n-au ieșit. Haideți să ieșiți toți afară la masă. Hai. Hai și tu. Hai să scoatem și pe ăștia doi de aici. Opa. Haideți afară. Așa. Aștept să se ducă către... nu le-am mai dat de mult și... nu prea sunt așa... nu prea știu despre ce este vorba. A fost că de-abia au mâncat. Marea majoritate a fost vecina mea acum 10 minute față de filmarea pe care o fac eu și le-a dat să mănânce și acum caut semințe de floarea soarelui, de porumb, grâul ia selectiv. Porumbița de la porumbeii lui Robert se vede că este învățată să mănânce ouă și s-a dus singur acolo. Ori să se ducă și ei, nu vă faceți griji, o să vedeți. Încerc să-i trimit și eu ușor, ușor în partea cealaltă, să vadă că este și acolo mâncare. Din păcate nu fac o surpriză cumva mai neplăcută că nu se duc. Dar o să vedeți că se duc și o să mănânc. Ia uitați, au văzut un om de ei. Ce este porumbit asta la bătut? Perechile s-au cam desfăcut în perioada aceasta, nu prea merg foarte bine. Vreau să vă rog în încheiere, dacă aveți plăcerea și bineînțeles doriți, să-mi lăsați și mie la acest video un like. Aș fi foarte bucuros dacă s-ar întâmpla acest lucru și v-aș mulțumi foarte mult. O să venim în curând și cu concursul în care vom extrage un câștigător la concursul cu porumbei daily.
Ia uitați, gata, deja au văzut că au venit acolo, da, acele bucăți de ouă, de calciu. Nu le-am mai dat de ceva timp, cred că am câteva luni de când nu le-am mai dat și nu sunt chiar așa de obișnuiți. Dar acum m-am adus aminte și am zis să fac acest lucru. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați că avem și un o rubrică specială în canalul Fermagazina Bio care se numesc playlist-uri, unde puteți găsi playlist-uri cu tot felul de lucruri ce facem noi aici la canal. O să facem și un video cu toate animalele ferme în curând, dar până atunci vă rog mult, dacă aveți plăcerea și v-a plăcut acest video, dați-mi vă rog frumos un like. Am foarte, foarte mare nevoie de acest lucru, dar numai dacă doriți. Vă mulțumesc mult de tot. O zi frumoasă să aveți. La revedere!